Administratorul depozitului de gunoi de la Târgu Jiu are termen 3 luni de zile pentru eliminarea poluării olfactive. Este înțelegerea la care s-a ajuns împreună cu autoritățile locale pentru ca din prima lună acestei veri poluarea olfactivă să fie eliminată și concentrată măcar în zona depozitului. Este de precizat că de aproape 2 ani depozitul de gunoi din municipiul Târgu Jiu poluează olfactiv locuitorii din cartierele din zonă. Cel mai afectat este cartierul Slobozia, dar mirosul ajunge de cele mai multe ori pe calea Severinului, Luncilor, Meteor și chiar în comunele Bălești și Lelești. Nimeni nu a găsit până acum o soluție pentru eliminarea poluării. S-a ajuns în cele din urmă la aplicarea de amenzi multiple de către Garda de Mediu Gorj. Sunt așteptate și controle de la Direcția de Sănătate Publică, abilitată prin noua lege a mirosului. Astfel, este necesar ca administratorul depozitului de gunoi să construiască o instalație pentru captarea gazelor produse de gunoiul în descompunere. De asemenea, să ia în calcul și transportul levigatului în altă zonă unde mirosul să nu afecteze pe cineva. Depozitul de gunoi de la Târgu Jiu este singura groapă de gunoi din județul Gorj.